mâncare ai pe acolo? Draga mea, până la mâncare am un vin fiert cu scorțișoară, pentru că tu te încălzești cu cântec și joc, noi ne încălzim cu vin fiert. Ce zici, Lorena? Păi da, dar uite, noi îți dăm jocuri și cântece bune și tu adune și vin. Dar fii atentă că am și un interpret pe care voi îl cunoașteți. Bună Cine? Seara! Bună seara! Îl cunoști? Cine? Ionica Ardeleanu. Ionica! Bine ai venit la Ethno TV! Foarte bun vinul! Foarte bun vinul, parcă de California. Adum și mie, că dacă nu cânt piesa aia cu băgița. Trebuie să cânt o piesă cu tine, știi? Imediat. Păi vino aici, adun vinul și apoi. Și Lorena, ce mai zici, Adriana? Vin bun ca în California. Ce zici? Ca în California? Aha. Din America. Hello. Din America. Și fii atentă, draga mea, Lorena, vino puțin, Florin, pentru că nu avem nu numai vin fiert, avem și mici, avem și pastramă, avem și cârnați. Și ce te lauzi acolo? Ia zi. Păi mă laud pentru că vreau să vadă telespectatorii noștri și să vină cu micul mare la stația de metrou Republica, unde intrarea este acum liberă. Acum vreau să fie atente toate doamnele și domnișoarele, pentru că am să invit în fața dumneavoastră un domn frumos care vine din America. Oare despre cine este vorba? Un coleg de-al meu de cântec, cu care v-am promis că o să vă cânt și eu. Ionica Ardeleanu! Bine ai venit, seara. Ionica! Ia uite ce public frumos avem noi aici, la Ionica. La mulți ani, Ethno TV. Ionica, hai să dăm legătura Adrianei, să vedem ce mai face acolo la vin fiert, la mâncărică. Adriana! Ia, strigă tu. Draga mea, Lorena, nu mai sunt acolo gata de mult, da, pentru că se apropie sărbătorile. Și m-am gândit să fac și eu bradul. Apropo, tu ți-ai făcut bradul? Nu mi l-am făcut. Poate nu vii tu făcut. Să mă ajuți sau poate se oferă cineva să mă ajute și vă pe mine. Ajut și eu. Mă ajut, Ionica? Bine, facem împreună. Eu deja mi-am luat și căciuliță, mi-am luat și beteală, da? Mai avem aici și globulețe. Ia uite ce frumos. Păi draga eu... mea, Lorena, ți-o oprești și ție, da? Să mă opresc și mie, și telespectatorii se uită la tine acum. Eu nu Așa? Te văd, că e cam noapte acolo la tine. Lasă că telespectatorii de acasă mă văd foarte bine și invit cu micul mare să vină la Republica. Dacă vor să-și facă cel mai frumos brad, aici veți putea găsi de toate pentru bradul dumneavoastră. La metrou Republica, unde intrarea este liberă, nu uitați. Și avem cadou. Un spectacol de mare, mare anvergură. Te ascult, Ionica. E cadou, intrarea e free, nu? Ai globuri da, acolo, betele de toate? Am de toate, deja m-am împodobit ca și un brăduleț. Știi dar că, tu... știi că eu ți-am recitat poezia aia cu bradul? Bradul e împodobit, moșul încă n-a sosit. Vine. Hai la să începem să cântăm și să, cu toții să-l așteptăm. Ce zici? Bineînțeles, Lorena. Începem să cântăm? Începem, eu vă ascult. Fii și atentă. Mai încupăr-te ceva și îți oprești și ție, da? Bine, mulțumesc. Bine, Lorena, frumos. Ai legătura? Am preluat legătura. Ia uite, Adriana, am o melodie specială și pentru stimații telespectatori și pentru stimații spectatori. Am pregătit în premieră aici... Prima audiție. Spune, Ionica, un despre ce frumos, e vorba. Lorena și Ionica. Deci în premieră, notați acolo, sunteți părtași la o premieră. Spune, măi, băgiți adevărat. Așa. Spune, bage, dacă m-ai înșelat, orba. Nu fac eu de asta. Atunci să vedem ce zice muzica. Cu muzica! Puteți să dansați? Ce să spun? Știi că ce iubesc, mândru ca un nebun. Măi, mândruță dragă, ce să spun? Știi că ce iubesc, mândru ca un nebun. Bine! Ho, 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 ho!
dragă, nu ce min, că veneam acasă pe drum arătăcit. Măi mândruță dragă, nu ce min, că veneam acasă pe drum arătăcit. Ei, lasă-mă! Și nu mă lăsa, că tu știi prea bine că ești viața mea. E mai bine să ne împăcăm, să uităm de toate, că o viață avem.